Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la Dărmănești. Vă salut pe toți, îl salut în primul rând pe domnul prefect, prezent astăzi aici la Dărmănești. Salut colegii primari care au dat curs invitației noastre. Salut de asemenea invitații care astăzi sunt alături de noi și pentru a fi, prezentarea corectă, vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, veți primi un microfon în sală, să vă prezentați scurt. Întâlnirea noastră de astăzi este rezultatul unor întâlniri de acum câteva zile în urmă, când, împreună cu domnul prefect, cu o parte din primarii membrii MOMPESA, ne-am întâlnit la Moinești și sigur că am discutat soluții și, proiecte de viitor pentru a putea dezvolta turismul în județul Bacău și nu numai. Este o întâlnire programată cu, așa cum spuneam, cu ceva timp în urmă și tare mult mi-aș dori ca, în funcție de timpul dumneavoastră, să ne întâlnim la 3 luni, la 5 luni, la 6 luni, să avem un feedback a problemelor pe care le-am propus la ședințele anterioare, să vedem care sunt pașii de parcurs, să vedem ce am realizat, pentru că, din punctul nostru de vedere, credem că turismul poate să reprezinte o șansă pentru dezvoltarea locală a unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezentăm și, de ce nu, a județului Bacău. Domnule prefect, cu permisiunea dumneavoastră, am să rog colegii prezenți astăzi aici să se prezinte, da? Și începem de la masa primarului de la Moinești. Valentin Vieru, primarul Moinești, mulțumesc pentru invitație. Apreciez, domnul prefect, deja în 3 săptămâni ne întâlnim a doua oară, înseamnă că vă interesează această zonă, care s-a constituit această asociație, zis asociația de vest al județului Bacău, dar eu spun că e constructiv atât timp cât suntem interesați de dezvoltarea întregii zone și numai a comunității pe care o reprezentăm. Mulțumesc, succes, mulțumesc! Suntem al orașului Târgu Ocra, președintele exercițiu al Asociației MOMPESA. Mulțumesc colegilor pentru sprijinul acordat în această perioadă și mulțumesc domnului prefect pentru faptul că am adusit o lună, este din nou împreună cu membrii MOMPESA. Sunteți, cred, singurul din conducerea județului care s-a interesat de asociația noastră. Mult succes în întâlnirile astăzi și să ne vedem cât mai des și să realizăm cât mai multe pentru comunitățile noastre. Mulțumesc! Bună ziua! Anca Oroței, mă numesc, sunt director de centru de informare Târgu Ocra. Bună ziua, sunt cât de Ionită, primarul Comunii Mucenești, chiar dacă e o perioadă cu examene la noi, sper să nu fim restanțieri, dar sper că ideea de început a asociației MOMPESA să continue oricum, orice ar fi. Vă mulțumesc! Bună ziua, Adanescu Alexandru sunt, de departamentul din Camic și apoi de la Intertur. Mă bucur să văd interesul pe care îl trezește această asociație și mult site turismul în această zonă și văd că sunt foarte mulți reprezentanți de la diferite zone primării care în sfârșit lucrează împreună și lasă pe parte partea alte vorbori sau alte chestii și ne vedem de strict de interesul comunității. Sunt încântat și vreau să văd cum decurg planurile pe care vreau să le facem împreună și din partea de atunci aveți tot sprijinul logistic și informațional. Mulțumesc! Prefectura acordă importanță maximă turismului.
Așa cum am vorbit a doua zi după ce domnul prefect a fost numit în funcție, a venit la Stănii Moldova și am discutat la fața locului probleme despre turism, despre cum poate prefectura să ducă mai departe mesajul nostru, deja rezultatele se văd. Și mulțumesc domnului prefect în acest sens. Mă bucur că proiectul, cel mai important proiect al nostru de unitate a Văii Trotușului pentru ca turistul să nu aibă granițe. Scopul Mompesa este ca turistul de la Stănii Moldova, de la Târgu Ocna, de la Dărâmânești, de la Mâinești, de oriunde este, să poată beneficia de toate facilitățile pe care noi le avem în zonă și deja aceste rezultate se văd. Transmit un gând bun tuturor celor care s-au implicat în această perioadă, pentru că prima etapă, Stănii Moldova, a deținut președinția și am, fiind așa la final de mandat, vreau să mulțumesc tuturor celor implicați, dar în egală măsură să încurajez pe cei care vor veni în consiliile locale, în administrațiile publice din aceste localități să continue acest proiect. Nu închei fără să promovez cel mai important proiect legislativ pe care noi îl susținem la Asociația Stațiunilor Balneare, și anume voucherul de sănătate. Acest proiect este cunoscut, domnul prefect l-a transmis mai departe, noi prin Asociația Stațiunilor Balneare l-am transmis și sperăm ca toate partidele să fie de acord, să voteze acest proiect, pentru că acest proiect va aduce mai multă sănătate pentru cetățenii României și, în egală măsură, va crește gradul de ocupare din stațiunile noastre. Practic, va linearizea gradul de ocupare, pentru că noi avem în perioada de vară foarte mulți turiști, dar în perioada de primăvară, toamnă, avem mai puțin. Sper că aceste dezbateri să fie fructuoase. Îi mulțumesc domnului primar de Dărâmânești, care este gazda noastră, și vă asigur pe toți de toată bună voința mea, dorința mea și implicarea mea ca aceste proiecte să aibă finalitate. Mult succes! Sunt consilier local din partea PNL la Onești. Salut pe această inițiativă a domnului prefect legat de dezvoltare și promovarea turismului la nivel de județ Bacău. Pentru și Onești are un fond de spus în această chestiune, pentru că putem vorbi la Onești din Maria Comănești, putem vorbi de Ștefan cel Mare și credem că unitatea Văii Trotușului, la care făcea referire domnul primar Baciu, nu ar trebui să exclude sub nicio formă Oneștiul. Și credem că pe viitor această colaborare va fi una care va da rezultate și va pune și Oneștiul în locul pe care acesta merită în această ecuație. Care... Bună ziua, numele meu este de la Canală, sunt vicepreședintele Comunei de Frâna. Chiar dacă domnul primar Toma a salutat un alt comun la Consiliul de Primarie, de data aceasta, Comuna Doctrana este reprezentată de viceprimar. Sunt onorată de invitația dumneavoastră și sper ca dezbaterile de astăzi să includă și acele obiective turistice pe care le găsim pe raza Comunei Doctrana și, totodată, aștept cu mare interes din partea domnului prefect acele oportunități legate de finanțarea turismului. Sunt frumoase tuturor și dezbaterile. Bună ziua, Crișmeria Ramalores, sunt antrenor din aia de la Mătus Lopet Municipal în Ești, dar vă reprezint în această filmă. Bună ziua, mă numesc Daman George, am fost director executiv la Asociația Mompesa timp de un an și jumătate, un an în care am demarat, să zicem, o primă etapă de activități, am reușit să ne corelăm cu programul evenimentelor anuale, am realizat diferite materiale de promovare, Mompesa a fost partener la diferite evenimente cu activitate turistică din teritoriul ei, a participat la Târgul de Turism, o primă etapă în care oarecum ne-am corelat cu Nicoazii și s-a ținut cont de promovarea turistică. De aici este un drum mult, mult mai lung și a nivelul de părut. Avem de muncă. Mulțumesc,
Bună ziua, sunt Madalina Armeanu, șef birou proiect în cadrul primăriei municipiului Măinești și îndeplinesc mai multe funcții, am avut atribuții legate de Mombesa din partea primăriei municipiului Măinești. Bună ziua, sunt Stelian Duran, consilier în cadrul direcției de județene pentru poși tinere, cu atribuții pe tabere și tinere. Mă bucur să fiu prezent aici și să văd că se acordă o atenție și turismului școlar, care în trecut nu prea a fost considerat turism. Și nu numai turism școlar, ci și turismul sportiv, pentru că Direcția Transporturi Tineret are facilități de cazare atât pentru elevi școlari, cât și pentru sportivi. Încă o dată mă bucur să fiu prezent aici și să vedem ce oportunități sunt și pe partea de tabere școlare și pe partea de sport. Mulțumesc! Numele meu este Mihai Buzatu, sunt viceprimarul Bucureasa din Permănești și în calitatea că vreau să vă doresc bun venit tuturor și mult succes lucrărilor de astăzi. Bună ziua, sunt Mihai Buzatu, un ducatamat în București. Sunt managerul la Interpol, dar am venit aici alături de dumneavoastră și cu domnul Petra Ivedei, în calitate de președinte a Consiliului Teritorial Nord-Est Moldova, a Patronatului Asociațiilor Naționale de Turism în România. În acest context, bine a fost să intervin în timpul discuțiilor noastre mai mult, vreau, în primul rând, să felicit și pe dumneavoastră, ca principală, pe domnul Fritea Ivernei, pentru această întâlnire, n-a făcut o întâmplător. Ne-am cunoscut în alte conjunturi și este un iubitor de turism și un bun profesionist în turism. Am reușit după 20 de ani, pentru că Interturul există pe piața turistică din 1994, am reușit după 20 de ani, ca împreună cu domnia sa, să facem primul curs de ghid de turism din România. Este formator, chiar mine avem în grad național, dar domnul Fetinov, am la Marcau, am avut mare satisfacție ca la discuția practică de la Iași să constat că, într-adevăr, sunt oameni pregătiți pentru a fi ghid de turism. Prezența mea aici este și din motivul acesta că avem Bacău și județul Bacău este o zonă minunată. Noi, ca integrator de servicii turistice, agențiile de turism, vă suntem total aflate, cu mare parte dintre dumneavoastră ne știu mai de mult. Ori plusul pe care îl putem aduce noi în a promova turismul este legat și de asigurarea unei ghidaj de calitate și din partea dumneavoastră ca partener zonal, ca partener local, să ne puneți la dispoziție, să ne ajutați cu oameni buni, cu oameni interesați, care cunosc foarte multe lucruri, de tradițiile, obiceiurile, evenimentele pe care dumneavoastră le organizați și noi, ca integratori, să le promovăm și să le dezvoltăm mai departe. Așa că salutul nostru este din partea patronatului. Este clar către dumneavoastră că trebuie să folosim condițiile acestea ciudate pe care le trăim. Pandemia COVID, să ne folosim de oportunități și să ne promovăm mult mai mult de România și zona noastră. Și din experiența mea vă spun următorul lucru. Fiind o agenție foarte puternică, poate prima din Moldova, românii vor să călătorească, românii vor să vadă, românii vor să viziteze, românii vor să se distreze. Și atunci și o
oportunitatea deschisă de pandemia COVID-19, a fost o redescoltare România. Și am reușit să organizăm în această perioadă circuite de grup, circuite culturale, dar și cu sejurul individuale în România. Și vreau să vă spun că oamenii sunt foarte încântați și de fapt mă descoperă, că de acum o cunosc. Nu. Acum avem grup de exemplu la Catarele Dunării, am făcut transformare medievală cu Bucovina, nu să vă mai găsim mai mult cu poveștile acestea, dar vreau ca împreună cu dumneavoastră să încurajăm prolocuitorii noștri să călătorească, începând cu România. Și de ce nu cu Bacău și județul Bacău. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să îl rog și pe domnul Marius Neaconescu să se prezinte. Bună ziua și bine ați venit la Dragonești. Domnul ministru Marius Neaconescu. Sunt președintele Asociației Sunetul Munților și începând de anul acesta ocup de organizarea festivalelor de blues. Rolul meu aici este de a vă povesti despre turismul festivalier și o să detaliez atunci când o să fie cazul. Încă o dată mulțumesc că ați venit aici și o mare plăcăciune pentru domnul prefect, că fără de care trupele din Serbia care au venit la festivalul nostru ar fi avut probleme interesante la ajunge. Mulțumim! Domnule prefect, vă rog să preluați, să zic așa, da? Mulțumesc foarte mult. Am fost foarte plăcut impresionat să văd că au venit atât de mulți invitați. Este meritul în primul rând al domnului primar. El s-a ocupat de cea mai mare parte din logistică. Împreună am colaborat și am considerat că este bine ca lumea care trăiește și respiră turism să fie aproape la același eveniment și sperăm să avem foarte multe rezultate fructuoase. De ce suntem atât de diferiți astăzi la această întâlnire? Foarte simplu, pentru că turismul este un domeniu foarte vast. El trebuie să fie fructificat în totalitatea sa, la nivelul județului Bacău, și o să vă dau câteva crâmpeie de ramuri turistice la care eu m-am gândit, de activități de turism pe care le putem dezvolta aici la Bacău și eventual câteva exemple dacă va fi cazul. Începem așa cum este normal cu turismul cultural. Îl știm cu toții, este în prima parte a tuturor pliantelor de turism, a tuturor informărilor, a tuturor programelor care vizează acest domeniu, se referă la prezentarea monumentelor, la prezentarea personalităților din anumite locuri. Am auzit-o aici pe doamna consilier că a vorbit despre Nadia Comăneci, a vorbit despre voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt. Eu, la Bacău, mai pot să vorbesc despre Bacovia, despre Nicu Ienea. Cu siguranță și dumneavoastră aveți personalități ale locurilor din care proveniți, pe care vreți să le promovați. Mai mult decât atât, mi-ar plăcea ca în acest sector de turism să fie promovat și specificul regional. Bacăul are multe zone culturale, are multe tradiții etnografice, are evenimente și dacă tot este lângă mine domnul primar, este suficient să ne gândim la ce se întâmplă iarna atunci când urșii din zonă, nu mă refer la cei din pădure, ci la cei mascați, traversează aceste străzi și fac deliciul chiar mapa Mondului. De asemenea, mi-a plăcut că s-a evidențiat turismul educațional sau turismul școlar. Avem și aici mai multe posibilități, fie că vorbim de excursii de o zi sau două, fie că vorbim de tabere, fie că vorbim de circuite în toată regula, turismul educațional se simte foarte bine la Bacău. O să ne vorbească domnul reprezentant al Direcției de Sport și Tineret despre tot ceea ce înseamnă posibilități de cazare. Mă refer în primul rând la tabere. Pentru prima dată, după mult timp, avem și o veste foarte bună. Domnul director Ababe, care nu a putut să vină astăzi aici, mi-a spus că s-a depus și cererea de finanțare pentru
refacerea a două tabere. Este vorba de taberele de la Valea Budului și de la Sălătruc, o să aflăm mai multe amănunte în curând. Este o veste extraordinară, asta înseamnă că deja avem posibilitate să-i cazăm pe elevi. De asemenea, o avem aici pe doamna antrenoare, este una dintre persoanele care face performanță cu mijloace foarte puține la Onești, dar este în același timp și purtătoarea unei torțe pe care Nadia Comăneci a aprins-o cu foarte, cu destul de mult timp în urmă, să nu spunem chiar foarte mult. Este un sector pe care trebuie să-l exploatăm foarte, foarte bine. Doamna Ingrid Distrate, pe care am văzut-o săptămâna trecută, mi-a spus foarte clar, ei au avut la Onești două astfel de preocupări. În primul rând este vorba de organizarea competițiilor sportive. La un moment dat se vorbea de 500 de participanți, este vorba doar de concurenți. Gândiți-vă că pe lângă fiecare copil, fiecare sportiv care a participat la acel eveniment sportiv, mai vorbim de un antrenor, mai vorbim de un om din echipa tehnică, probabil un masseur, un cadru care să aibă pregătire medicală, un suporter, un părinte, și la 500 de copii, dacă mulțim cu încă 3 sau cu 4, ajungem la 1.500-2.000 de oameni care vin într-o comunitate, cum este Oneștiul, și stau câteva zile. Ei trebuie să se cazeze undeva, trebuie să mănânce, trebuie să bea și, de ce nu, trebuie să se plimbe și să vadă locurile din zonă. Este de datoria noastră să le facem șederea la Onești și vorbesc și de restul județului Bacău, cât mai plăcută, în așa fel încât ei să fie impresionați și să mai revină. De asemenea, o ramură pe care încă nu am explorat-o, dar îmi doresc să o avem în vedere, este vorba de turismul medical. Da, de ce nu? Știm că o mare parte din cabinetele medicale sunt populate cu doctori foarte buni, care oferă servicii de calitate la prețuri mai mici decât cele din afara țării noastre, și atunci de ce să nu avem și această oportunitate? Cetățeni din afara țării să vină să beneficieze de servicii medicale în România, care sunt de calitate, sunt la un preț convenabil, un preț competitiv, și să rămână banii astfel aici. Și nu în ultimul rând, o să vorbesc despre turismul de afaceri. Îl avem grupat în două mari categorii. Este vorba de călătoriile de afaceri, în care vin partenerii, se cunosc, discută, semnează contracte, dar în același timp, și aici vreau eu să ajung, vorbim și de evenimentele care țin de tot acest ansamblu. Mă refer la evenimente de prezentare, cum au fost târgurile gastronomice. La un moment dat se vorbea despre Bursa Vinului la Bacău și o să mai vorbim despre acest proiect, pentru că am câteva contacte cu care aș vrea să iau legătura. Am stabilit deja câteva elemente preliminare și poate că la Bacău aducem un astfel de eveniment. Știu, o să spuneți că Bacău nu este zonă viticolă, așa este, dar spre fericirea noastră suntem la întretăierea unor astfel de zone. Este vorba de Iași, cu mai multe podgori, vă dau doar două, este vorba de Codnari și Bucium, și de ce nu și Bohotin. După aceea vorbim de Vrancea, care nu mai trebuie să fie prezentată, vorbim de Vaslui, care are un soi de vin extraordinar, este vorba de Zghihară. Și toate aceste regiuni viticole se pot întâlni foarte bine la Bacău. Nu trebuie neapărat să producem noi vinul ca să-l vindem sau ca să creăm un eveniment pe marginea acestui aspect. De asemenea, trebuie să vorbim și despre prezentarea sau târgurile de vânătoare. Dacă tot am vorbit despre turismul sportiv, în județul Bacău avem, dacă țin eu bine minte, 55 de fonduri cinegetice, care trebuie să fie și ele folosite și, de ce nu, incluse în acest ansamblu. Orice oportunitate pe care o avem trebuie fructificată și acest lucru mă face să îmi pun întrebarea dacă până acum s-a discutat atât aplicat cât și la nivel formal despre tot ceea ce înseamnă turism în județul Bacău. Văd din ceea ce am observat ca reacții la dumneavoastră că aceste lucruri nu s-au întâmplat în ritmul în care ați fi dorit. Încercăm să venim și noi ca autorități centrale din urmă să vă prindem și să vă propunem să discutăm împreună și să creionăm o viziune
pentru dezvoltarea turismului în județul Bacău. De asemenea, aș vrea să vă mai propun câteva teme de discuții și, bineînțeles, dumneavoastră sunteți invitați să veniți cu subiectele care vă interesează. În primul rând, aș dori să vorbim despre integrarea serviciilor turistice. Vedeți că eu v-am vorbit despre mai multe sectoare ale turismului. Trebuie să găsim o modalitate ca atunci când un turist vine în județul Bacău să primească din fiecare aceste sectoare câte ceva. Dacă se întâmplă acest lucru, îi se oferă și diversitate, el va fi provocat să revină, pentru că sigur nu va putea epuiza tot ceea ce are județul Bacău de oferit încă de prima dată, de la prima sa vizită, și probabil va fi stimulat să revină. Ajung după aceea la o chestiune foarte sensibilă, nu pentru turismul din județul Bacău, sau nu numai pentru turismul din județul Bacău, ci pentru turismul de la nivel național. Este vorba de dezvoltarea segmentului de incoming. L-am auzit pe domnul Alexandru Dănescu că a vorbit de faptul că el este responsabil și de sectorul incoming, adică de venirea turiștilor străini în România, cât și de outgoing, da? E vorba de plecarea turiștilor români către alte țări. Aș vrea să insistăm foarte mult și pe latura aceasta a turismului, prin care noi, românii, firii ospitaliere, le putem oferi oaspeților din alte părți ale lumii posibilitatea să ne cunoască la noi acasă. Și toată zarva aceasta pe care eu încerc să o creez în jurul acestui fenomen care se numește turismul, nu are o altă rațiune decât aceea că trebuie să ne pregătim. Am vorbit despre pandemie, despre condițiile speciale pe care le-a creat acest flagel, nu numai la noi în țară, ci la nivelul întregii planete. Trebuie să ne gândim că, la un moment dat, tot ceea ce a însemnat parteneri sau țări implicate în fenomenul turistic au fost aduse la același nivel. Nimeni n-a mai primit turiști din străinătate, dar ceea ce ne va diferenția pe viitor este modul în care vom folosi această perioadă de respiro, de vacanță, în segmentul turistic, în așa fel încât să putem să ne promovăm mai bine, să putem să oferim servicii de calitate mai bună, și pentru acest lucru îi mulțumesc domnului Nănescu că a ridicat mingea la fileu, a vorbit despre pregătirea personalului din turism. S-a făcut, într-adevăr, nu chiar primul tur, curs de ghiz de turism din România, ci din județul Bacău, dacă ținem bine minte, da, s-a făcut această promoție, dar este nevoie de mult mai mulți astfel de specialiști. De asemenea, avem nevoie de agenți de turism, oameni care să știe să stea în agențiile de turism, să vorbească cu clienții, să creeze programe turistice și să știe să atragă acești clienți. Prin urmare, avem nevoie și de o promovare foarte bună, pentru că degeaba suntem foarte buni, avem servicii de calitate, avem ce arăta, dacă nu știm să ne facem cunoscuți, în așa fel încât lumea să audă de noi și să devină interesată să ne viziteze. Nu în ultimul rând, am uitat un aspect foarte important și trebuie să mai ținem cont și de faptul că la Bacău, cel puțin în municipiul Bacău, și văd că și aici la dumneavoastră și mă bucură acest fapt, avem săli care pot găzdui fără probleme evenimente de amploare. Unele de o amploare mai mare, altele de o amploare mai mică, dar putem oferi și această facilitate. Gândiți-vă că acum câțiva ani a venit la Bacău Gheorghe Zamfir, a venit Angela Gheorghiu, a venit BZN, au venit tot felul de artiști care au concertat în municipiul Bacău și cu ocazia acelor evenimente au venit și oameni din afara județului nostru. Este o oportunitate pe care, la rândul ei, trebuie să o fructificăm și mulțumesc domnului organizator pentru ceea ce s-a întâmplat la Dărmănești, pentru că în câteva zile Dărmăneștiul a fost pus pe hartă. De aceea trebuie să ne gândim foarte clar la ceea ce vrem să facem. Trebuie să ne gândim la cine suntem noi, care este modalitatea noastră de a ne individualiza. Nu trebuie să fim la fel ca ceilalți, ci trebuie să fim noi înșine, pentru că suntem, să spunem, moștenitorii unor lucruri extraordinare pe care noi trebuie să le aducem în atenția celorlalți. Sper că nu am vorbit foarte mult. O să dau cuvântul tuturor care vor să vorbească. O să vă rog pe doamna secretar să transmită microfonul către ceilalți participanți
Și aș vrea să vorbiți și despre problemele pe care le-ați întâmpinat, provocările pe care le vedeți, oportunitățile pe care le considerați că trebuie luate în seamă și, bineînțeles, vreau să vă rog să vă gândiți și la posibile soluții. Nu vom mai puiza cu siguranță toate subiectele legate de turism astăzi, dar vreau să vă deschid gustul, vreau să vă fac să vă dați seama că există o preocupare în acest sens și în momentul în care avem câteva idei, avem variante, putem să le promovăm mai departe și eu vă promit că acolo unde este de competența mea, voi face toate demersurile în așa fel încât lucrurile să se miște. Domnul primar, vă rog. Mulțumesc, domnule prefect, pentru temele supuse dezbaterii. Eu rog fiecare coleg care dorește să intervină în funcție de domeniul în care vrea să facă precizări să intervină. Temele sunt foarte interesante, sunt lucruri cu care noi ne confruntăm atunci când vrem să pregătim evenimente. Sincer, integrarea serviciilor turistice pentru noi a fost o provocare săptămâna trecută și nu numai. Și spre sfârșit, după ce dumneavoastră veți lua, eu știu, cuvântul, o să-l rog pe Marius, spre sfârșit, să ne prezinte o parte din evenimentele care s-au desfășurat în luna august la Târmănești și... Noi am avut la începutul lunii august Raliul Văieuzului, un eveniment care a dus turiști mulți la Dărmănești. În partea a doua a lunii august am avut festivalul de produse tradiționale la a treia ediție și, sigur, pentru prima dată și Festivalul Internațional de Blues. Ne-am confruntat cu niște provocări extraordinare. Sigur că acum avem ceva expertiză în organizarea unor evenimente de acest gen, dar cred că am învățat niște lucruri și cu siguranță, dacă vom fi deschiși și vom aborda cu seriozitate temele propuse de domnul prefect, vom avea câștig de cauză. Vă rog. Da, pentru că eu mă grăbesc puțin, aș vrea să mai adaug câteva la ce am spus. Să apreciez deschiderea domnului prefect, să apreciez faptul că nu se ține cont că localitatea X sau Y nu știu ce culoare politică are și vreau să transmit celor care urmăresc acest material că noi la Mompesa chiar facem doar administrație, doar turism, doar parteneriate pentru ca să dezvoltăm această zonă. Cetățeanul nu este vinovat că primarul nu se înțelege primarul din nu știu ce localitate cu primarul din altă localitate. Asta înseamnă că da, cred că nu n-a fost plăcut mesajul, cred, nu știu. Da, v-am să subliniez faptul că m-am simțit foarte bine în această postură de coleg al dumneavoastră, de membru în Asociația Mompesa. Și sunt doar câteva din acțiunile care s-au desfășurat în ultima perioadă, dar trebuie să amintim că în acești 4 ani noi am colaborat și am dezvoltat foarte mult activități. Am generat atractivitate turistică. Vă spun doar că noi am avut peste 30 de evenimente într-un an de zile la Sânii Moldova, mai mari sau mai mici. Târgu Ocna, Dărmăneștiu, Moineștiu, toate aceste localități au crescut an de an numărul de evenimente și așa ca să lansez, domnul prefect, o provocare, cel mai prioritar proiect din punctul meu de vedere este mobilitatea turistului. Noi trebuie foarte repede să asigurăm mijloace de transport dacă s-ar putea să le luăm pe un proiect Mompesa sau pe un alt culoar de finanțare, în așa fel încât turistul să urce la pensiunea lui, la hotelul lui și să meargă în această zonă Mompesa unde își dorește. Să fie anumite excursii, să mergem la degustări de produse, dar să vedem și muzeul Enescu sau barajul de la Valea Uzului sau alte muzeul răzeșilor Găzar de la Măgirești. O construcție excepțională și un proiect foarte frumos făcut în ultimii 4 ani. Nu suntem la moment de bilanț, dar vreau să vă spun, domnul prefect, că chiar mă simt mulțumit
pentru că în această perioadă am reușit să dezvoltăm foarte mult atracțiile turistice. Gândiți-vă că la festivalul de blues au venit, au dormit la Stănii Moldova, au venit la Dărmănești, au degustat și produse tradiționale, s-au întors și sigur vor reveni. Trebuie să-i dăm turistului să guste din aceste, din aceste atracții, din aceste, atât gastronomia, dar în special, cum spunea și domnul Diaconescu zilele trecute, că cineva a spus că este Elveția României această zonă. Da, este Elveția României, dar de 30 de ani a fost lăsată de izbeliște, adică de 26 de ani, ca să fiu corect, da? Noi în ultimii 4 ani am încercat să dezvoltăm acest lucru și pentru că doamna viceprimar de la Dofteana a subliniat că nu sunt apreciați decât primarii, da, doamna viceprimar, sunteți ca și primar pentru noi, pentru că ați fost activ în asociație și mulțumim, transmiteți și domnului Bujor că are un om de bază. Când lipsește dumnealui, treaba merge la fel de bine ca și când este dumnealui aici. Da, și cea care a nășit asociația, da, noi am făcut mai multe propuneri de nume pentru asociație și numele doamnei viceprimar a fost agreat de toți. Desigur, nu ratez ocazia să invit localitățile riverane, deja Uituzul a făcut solicitare, cu Târgu Troduș suntem în discuție și vorbeam acum cu doamna consilier de la Onești, doamna viitor primar, aș îndrăzni eu să spun, de Onești, că trebuie să legăm și Oneștiul în acest ansamblu turistic. Da, Oneștiul are valori și orice localitate are niște valori turistice, dar ele, dacă sunt ascunse, atunci le știu doar localnicii sau riveranii. Noi trebuie să le promovăm, să le știe toată țara și toți cei care vin în zona noastră să afle despre bogățiile noastre atât de numeroase. Eu vă doresc succes, vă mulțumesc, felicitări domnul primar pentru ce organizați și ce faceți aici la Dărmănești și desigur că împreună vom face mai mult decât separați. Mult succes! Cine dorește să facă? Domnul Nănescu? Este vorba. Da. Vreau să intervin din nou foarte pentru că îmi place că această întâlnire să fie o întâlnire de lucru. Și așa și este. Și de aceea o să intru spre detalii un pic mai tehnice de la început, dar fără și fără voia domnului prefect, o să dau ceva din clas. Adică nu este întâmplător că preocupă foarte mult acum administrația locală tot ce se întâmplă în turismul din județul Bacău. Asta se întâmplă pentru că doamna Ilene, și aici nu facem altă poveste decât spune numai adevărul, iubește foarte mult turismul și nu numai că iubește, chiar știe foarte multe din tehnicile turistice și din ce ar trebui să facem ca să promovăm mai mult municipiul și județul Bacău. Îl cunosc și din alte perspective, ca un ghid excelent, bun organizator și doctor în religie și istorie și de foarte multe ori, să știți că în ultimul timp ne consultăm. Eu nu fac politică, fac numai politica Interturului și politica agențiilor de turism, dar mi-e de tare folos și de aceea am venit și cu interes la întâlnirea cu dumneavoastră ca să ne sprijinim și să ne ajutăm împreună. Și atunci, da, pentru noi am realizat acum în pandemia aceasta că România trebuie promovată foarte mult, deci că județul Bacău poate fi promovat foarte bine, că avem oportunitatea aceasta pentru că suntem într-o zonă minunată și avem cam de toate, de la balneo, de la munte, de la tradiții și din evenimente. Salut aici foarte multe evenimentele pe care le-ați organizat la Stănic Moldova. Sunt sigur și în alte zone organizate. Și rugămintea mea este să intrăm în contact mai mult dumneavoastră
autoritățile locale, cu hotelierii și cu toți cei care activează în domeniul turismului și cu patronatul nostru. Orice comunicare care vă se transmite, fie nu o păstrez mai pentru internetul, o promovez la nivelul întregului ANAT, a toate agențiile de turism și să fiți siguri că veți avea parteneri importanți și esențiali în promovare la nivel online. Atunci, eu o să vă dau și cu ajutorul directorul meu de la Turism Extern, de la Alex, el reprezintă Intertur, eu reprezint patronatul, contactul nostru încă o dată, să-l reactivați cu rugămintea, să ne transmiteți cât mai multe informații legate de, în special, pe fiecare zonă de spații de cadare clasificate și care, mai ales care, dispun de confort pentru a fi promovat pe zona de incoming pentru turiștii străini. Restaurante care au în portofoliu și evenimente speciale de genul seară tradițională moldovenească. Știm că noi organizăm foarte mult și extern și una din cele principale atracții e seara turcească, seara grecească, seara croată, seara sârbească, toate cele. Sigur că le facem și noi. Noi le putem integra în programele acestea și putem, chiar intenționăm să scoatem catalog și în online și în format de limbă engleză. Și toți cei dintre dumneavoastră care sunteți interesați, contactați-ne pentru că vrem să prezentăm cât mai complet și complex zona noastră. Nu vă ascund că în același timp, de pe poziția mea de și vechi lucrător în turism, dar de pe poziția de președinte a patronatului din zona Moldovei, intenționăm să am discutat deja să reînființăm o asociație de promovare în turism pentru regiunea Nord-Est și cu intenția cumva de a încerca să accesăm și ceva fonduri pe partea de promovare, pentru că Bacăul și județul Bacău se va dezvolta turistic foarte mult în momentul în care reușim să integrăm în regiunea Nord-Est Bacăul cu Neamțul, cu Suceava, cu Iasul, cu zonele limitrofe și să creăm programe, să le zicem așa, transfrontaliere. Nu știu dacă știați, și iar o să mă încete, dar eu tot îl spun, că este un somelier de excepție și nu întâmplător tot dezvoltă un program pe care vrem să-l facem și o să fie un program de excepție, Drumul Vinului din Moldova. Și o să-l facem, pentru că ne știm amândoi foarte ambițioși și cam tot ce ne-am propus am realizat. Vreau să vă anunț și să bănuiesc că știți, dar să fie și oficial, că este primul an când pandemia COVID a reușit să adune mari profesioniști din turism. Toate asociațiile profesionale și patronale, este constituită Asociația de Turism din România, care a unit la un loc marile patronate, FPTR-ul, ANAT-ul, FIHR-ul, Horeca și altele, tocmai pentru că se pare că la necaz oamenii se unesc și încep să-și vadă interesul acela care este comun. Nu ce desparte, ci ceea ce unește. Și suntem în discuții cu autoritățile statului, sperăm ca până la urmă lucrurile să se rezolve pozitiv în avantajul multor lucrători din Horeca, din hoteluri, din restaurante, din săli de evenimente, din agenții de turism, din transport,
Semnele pot a fi bune și în ideea aceasta, domnul primar, cu susținem clar noi patronatul ANAT ca voucherul de sănătate să fie legiferat. Pentru că acum, în pandemie, agențiile de turism, hotelierii și restaurantele au trăit în principal pe ideea aceea excelentă a tichetelor de vacanță, care au avut un impact super pozitiv în economie și sigur că și voucherul de sănătate va fi un plus aici. Dacă s-a luat vreodată vreo măsură bună pentru turismul românesc, acesta cu voucherele de tichetă de vacanță a fost în benefic. Din partea patronatului, la fel și datorită voucherilor de vacanță, noi milităm numai pentru lucru corect și conform legii. Ori acesta a fost și un motiv pentru care evaziunea fiscală de turism a scăzut foarte mult. La fel, cerem în continuare ca orice operator, că e hotelier, că e restaurant, că e firmă de transport sau agenții de turism, să respecte legea. Dar în același timp, autoritățile statului trebuie să ne înțeleagă și sperăm că dacă vor decurge lucrurile așa normal cum ar trebui să fie, granturile acelea nerabusabile la care cred domnilor primarii, hotelieri, cred că știți, cred că ați apelat, urmează ca în următoarele 2-3 zile să fie operațional, va fi o gură de oxigen pentru hotelieri, pentru restaurante, pentru agenții de turism, să apelați la el și de pe toate canalele militar și dumneavoastră, ca în zona turismului, trebuie să asigurăm siguranța călătoriilor turiștilor noștri și în același timp toate interdicțiile și toate restricțiile impuse operatorilor de turism și agenților de turism membre ANAT trebuie într-un fel să fie preluate și de statul român care să vină cu ceva garanții. Mă întreba cineva, spunea ce înseamnă un agent de turism, dacă mă angajez acum și un agent de turism nici după 70 ani nu este bine format. Niciunul, începând cu mine că am 30 de ani, niciodată nu pot să știu că știu totul. Totdeauna trebuie să ne formăm, să ne informăm, dar nimic nu se poate face decât dacă ai atenția și respectul deplin pentru client, pentru turism, pentru turist. Am fericirea să vă anunț că în condițiile acestea foarte delicate peste 90% din oameni ne-au înțeles cu de programare, reprogramare, vacanțe, pentru că nici noi nu ne dorim să meargă un turist cumva în condiții de nesiguranță. În aceeași perioadă, în același timp, și acum, și aici, ne recunoaștem, ne redescoperim și se cunosc caractere. Eu, pe dumneavoastră, vă felicit și vă sunt aproape în totalitate, în măsura în care doriți să colaborați în mine, aveți un partener și un prieten. Da, mulțumesc, domnul Nescu. Eu aș vrea, poate, prezentările dumneavoastră să fie un pic mai conciși și așa fel încât să reușim să avem cât mai multe puncte de vedere, da? Vă rog. Bună ziua! Am fost director executiv al asociației un an și jumătate. Vreau să pornesc discuția de la un punct mai zero, dacă îmi permite să spun așa. În strategia de dezvoltare a asociației pe care am realizat-o, am precizat faptul că Mompesa trebuie privită ca o destinație turistică. Conceptul de destinație turistică, în momentul de față, conceptul de destinație turistică. În momentul de față a suferit multe modificări, da? Literatura de specialitate plasează destinația turistică acum în câmpul lexical al clasului turistic al dezvoltării policentrice. Și mai trebuie să uităm la exemplele din Europa în ceea ce privește formarea claselor turistice și a dezvoltării policentrice. Ce înseamnă un clasul turistic? Dau un exemplu. În Olanda,
constituit un cluster turistic între Haga și Rotterdam. Ce a pus ele la cale? Rotterdam și-a dat cu acordul să ajute Haga să devină capitală culturală europeană în 2026. Haga și-a dat cuvântul ca Rotterdam să ajute Rotterdam să organizeze anumite jocuri olimpice, da? Deci, trebuie să puneți ajutor reciproc. Faptul că dacă eu vreau să duc un turist de la Stănic la Târgoviște, asta nu înseamnă că trebuie să înființeze tocmai o asociație sau un cluster turistic. Asta se poate face și fără existența unei asociații. Care este punctul zero din punctul meu de vedere? Din punctul meu de vedere, al literaturii de specialitate. Când vine vorba de turism, nu trebuie să punem în oală toate formele și tipurile de turism. Trebuie să facem o foarte mare diferență între forme și tipurile de turism. Nu putem pune în aceeași fel turism de afaceri, turism cultural, turism rural, turism montan, turism de drumeție, sportiv și așa mai departe. Trebuie să ne specializăm turistic. Cum să ne specializăm turistic? Trebuie să analizăm foarte bine potențialul turistic din teritoriu. În mod cert, cele două comori ale teritoriului Monfesa, până acum, sunt Stănic, Moldova și Târgovna. Din punctul meu de vedere, Stănic, Moldova, alături de Târgovna și Băile Plane, sunt cele mai importante stațiuni din România. Trebuie să ținem cont că literatura de specialitate decelează patru forme de patru tipuri de turism. Noi trebuie să ne specializăm pe un tip de turism, da? Ținem cont de factorii terapeutici naturali din cadrul teritoriului, ținem cont de atracții, obiective. Și aici trebuie să facem o diferență, ele foarte nete, de atracții și obiective, deci diferență colosală între ele. Pentru că nici le folosesc la o lată. Din punctul meu de vedere, având în vedere potențialul turistic al zonei, trebuie să ne axăm pe turismul mix de curativ și recreativ. Asta presupune turismul mix, da? Conexiuni avem. Avem infrastructură de transport care leagă toate localitățile Montesa. Trebuie să găsim acel factor de compatibilitate, să fim compatibili, da? Dacă sărim Moldova, Târgovna și iată vine și Moieștiul cu turismul medical, se axează de turismul curativ, celelalte localități pot deveni cu partea recreativă, mai ales cu orașul Târgănești, da? Cu partea recreativă. Și apoi vine condiția de complementaritate. În momentul în care noi am devenit compatibili și reușim să integrăm un cluster turistic, să ne prezentăm cu o ofertă turistică generală la nivelul unui cluster, suntem o localitate, abia atunci ne ocupăm de factorul complementaritate. Și abia atunci putem discuta despre diversificarea ofertei turistice, în așa fel încât să fie la nivelul așteptărilor, preferințelor, nevoilor, motivațiilor turistului modern, da? Literatura de specialitate prevede și acest lucru, dar trebuie să ținem cont și de ceea ce cere turistul. Abia atunci diversificăm oferta turistică, oferta culturală, da? Turismul rural, da? Turismul montan și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, aici trebuie să ne axăm pentru înființarea unui cluster turistic. Ajutor reciproc, avem un singur țel, un singur drum, toți mergem pe acel drum. Asta nu înseamnă că dacă o localitate realizează o investiție, asta ajută întreaga asociație Monfesa. Nu toate trebuie făcute în comun. Da? Acea investiție să se lege de o altă investiție din o altă localitate, ca să se lege de o altă investiție din altă localitate. Și totul să se lege. Mulțumesc!